Bună ziua tuturor celor care vizionați acest video. Am să fac o citire intuitivă cu cărțile obișnuite și un lațul de cafea pentru următoarele 3 zile. Ceașca arată așa foarte, foarte interesantă. Vin niște noutăți, iară ceva se întâmplă în aceste 3 zile, să știți. Deci fiecare zi vine cu ceva special. N-aș putea să spun că vor fi 3 zile simple sau plictisitoare. În primul rând că pe casă, în casă aveți niște miracole. Văd aici un noroc neașteptat, o veste care vine până pe 30, pot să spun că aveți numai reușită sau veți avea 3 reușite, de 3 ori reușită. Are poate legătură și cu credința, pentru că văd aici o credință, miracolul vine cumva și datorită faptului că sunteți foarte credincioși. Aveți energie sau vă curățați energiile. Vedeți aici că vă și îmbrățișați cu cineva în casă, pe casă, pe lângă casă, aproape. Vedeți aici că aveți o întâlnire plăcută, vă și mirați. Poate unii dintre voi puteți primi o invitație să vă duceți undeva, vă invită persoana iubită, cum ar veni, vine pe la voi sau în casă, discutându-ți, spune ceva care te uimește. Aici pare, mai ales care aveți o persoană care sunteți singuri, în schimb atunci poate vine o veste care te uimește pe tine pentru că te invită să duci undeva. Această veste undeva unde e ceva care îți aduce ție un miracol, un dar, un noroc, o oportunitate. Te văd foarte, foarte mirată, mirat. O litră de I poate juca un rol important, un A mai văd aici, o reușită, un dar de bani, două daruri pot veni în aceste zile, chiar două. 3 zile vă văd cu dar în afara casei, în casă, deci cumva vă văd, dar puteți afla și de o cumpănă a cuiva sau se rupe o relație, o karmă, să știți, cumva se duce la vale. Aș putea să spun că o greutate, un necaz, ceva. Sau, Doamne ferește, să nu aflați și de, acum depinde dacă la caz, că aici pot fi și legătura care o au cu vremea. Să se ducă la vale vreo, iară vreo, să zic așa, văd o cruce, văd ceva. Vă gândește cineva cu pălărie? Sau vă cumpărați chiar voi pălărie? Posibil aici că vă cumpărați o pălărie, o căciulă ceva așa mai specială, mai cumva, mai ieșită cumva din... Aveți a face și cu niște persoane, totuși vă duceți pe undeva, cred că vă duceți undeva unde sunt persoane cu pălărie, văd aici mai multe persoane cu pălărie. Dar are legătură și cu credința. S-ar putea să auziți ceva și legat de niște credințe, totuși. Se întâmplă niște miracole, deci aceste 3 zile pot veni cu revelații, care vin prin credință, iară vă din nou credința. Cumva s-ar putea să aflați în aceste 3 zile și de niște întâlniri care au legătură cu credința. Cum ar veni că se întâlnesc niște lideri, iar religioși. Poate că sunt de credințe diferite, că aici văd cumva ceva de acest gen, simboluri diferite de credință. Sunt tot credințe, dar diferite ca simboluri, ca și concept, ca și principii, mai mult sau mai puțin. Cam preocupă, să zic așa, o intrigă. E ceva care parcă ține de mult, adică cum ar veni, nu prea scap tu de această intrigă. Aceste persoane, adică nu că nu scap de ele, că văd că s-a făcut un culoar între voi și ele, pentru că cumva s-au despărțit drumurile voastre sau voi ați făcut, ați plecat, ele par într-o altă lume, voi într-o altă lume. Sau, mă rog, în alt loc, în altă casă, în altă situație, dar cumva ele tot nu-și schimbă ele comportamentul. Chiar dacă voi ați plecat, ele cumva încearcă cumva să mai văd că vor să-mi tindă ca niște ghiare așa, să mă prindă din nou. Sau să apuce ceva de la voi. Nu, nu vor reuși pentru că aveți credință, voi aveți niște îngeri aici, aproape de voi, pe casă, pe lângă casă, în casă, chiar credință puternică. Zici că s-au adunat îngerii. Cumva, să știți că poate unii dintre voi sunteți foarte, foarte special, foarte credincioși, că chiar aveți, ori veți avea niște revelații, vise profetice, auziți voci, vedeți viziune, aveți viziunea cu un înger, cu ceva, lumini care s-aprind, se sting. Ce să zic, aici nu, acest gen de situații puteți vedea, să știți ce văd eu aici, ce simt eu că sunt energiile acestea. Deci cumva aveți o reușită foarte mare, data de 23 poate juca un rol foarte important. Ca și 20 și 21 azi, mâine, poimine, pe și pe 23.
O să aflați ceva care ține poate și de univers, de altă lume, de constelații, planete, lună, iar influențele lunare văd că joacă un rol important pentru voi. O literă de B, o hotărâre pe care o veți lua, un C, iar joacă un rol important pentru voi. Un S, T, iar joacă un rol important pentru voi. Sau aflați ceva care joacă un rol important, totuși că văd că pe inima voastră cumva începe să descălciți niște treburi. Niște greutăți încep să se descălcească. O să aflați niște persoane care au probabil probleme și cu legea, mai multe, au reacție în lanț, deci o reacție în lanț. Aici cumva are legătură cu niște daruri, sau poate are chiar legătură și are legătură cu darul sau darul care e legat de ceva care ține și de online. Aflați, voi sălători ceva aici, nu știu ce să zic, că sunt niște conexiuni și sunt așa foarte bine. Au fost foarte bine închegate cumva, dar cumva acum se destramă, parcă se creează reacții în lanț, adică așa cum s-au creat ele în lanț cu niște conexiuni, tot așa se și destramă. Dar e pe o greutate, o să aflați de vreo cumpănă, poate de vreo pagubă mare, e aici cineva foarte îndrăcit. Aveți un dușman mare, să știți voi. Unul care poate aici, cum mă văd, o inimă negrită, poate să fie și pentru că vă dușmănește pentru o dragoste, că poate l-ați refuzat în vreo dragoste, n-ați vrut cu el vreo dragoste sau v-ați despărțit sau... E o persoană care are o inimă rea pentru că are el multă, a avut multe... Are vreun viciu, s-ar putea aici, după câte văd, că îl văd așa într-o adunătură, într-o aglomerație cumva care nu prea e ceva acolo. Parcă sunt mai drăgușori care se întâlnesc între ei. Așa zici că sunt aici. O adunătură de drăgușori care se întâlnesc între ei. Dar se desparte ratele în două. Pentru că văd că de altă parte, în schimb, aveți foarte frumos. Vă duceți pe undeva unde sunt spectacole de lumini. Deci chiar sunt la propriu, spectacole de lumini aici, pe lângă casă, poate aproape de voi, în locul ăla în care locuiți voi. În orașul în care locuiți voi. Deci pe lângă casă. Și voi, poate că deja era aproape de unde sunteți voi și mai și la un drum, faceți și un drum, parcă faceți un drum undeva să vedeți mai multe brazi, aici văd brad împodobit, un dar mare de bani vă așteaptă, să știți. O să aveți un mare noroc de bani în aceste 3 zile, poate și la loto, poate și din alte surse, dar în orice caz văd cu un dar mare de bani, totuși sănătatea să știți că nu e de neglijat, văd aici că aveți un semn de întrebare, poate că deja aveți niște simptome. Vă văd aici cumva îngândurați, văd că vă țineți și cu mâna de cap, cu mâna și de burtă, parcă zona ficatului rinichilor. Mai văd aici. Respirația puțin, poate o apasă ceva pe piept, dar s-ar putea să fie nu inima. Da. Deci când sunt aici, oricum aflați de cineva acolo, vă, deci două persoane, una într-o parte, una într-alta. O sunteți voi în două ipostaze, vă duceți într-un loc și vi se face voi, vă simțiți rău. Mai duceți în altă parte și iar aveți niște simptome. Cumva aveți niște simptome. Parcă nici nu dormiți bine. Vă treziți din somn. Posibil la unul dintre voi să vă treziți din somn pentru că aveți un drăgușor aici, o pisică care a fost, a venit și a aruncat ceva, a făcut ceva și a plecat. Alta mai este aici care stă acum și e de vorbă, deci că e una pe parte și una pe parte și vorbesc. Sau are pe cineva cu care îi face și se întâlnesc undeva la mijloc și apoi vine cineva și îți aruncă ceva, îți face ceva. Sau se întâlnesc doar să-ți facă, îi duce ceva, îi duce ceva de la tine, ți-a luat ceva, vezi că îți lipsește ceva. S-ar putea să la unii dintre voi să vă, dacă aveți vreo pagubă, ceva, v-a lipsit ceva, nu vă găsiți ceva, este foarte posibil că va lua ca să vă facă ceva. Pentru unii dintre voi, ce să zic, aici e ceva șmecherie, hoție, nu știu ce să zic că e, pentru un dar. Deci aici e ceva făcut pentru un dar. Are legătură cu un dar. A și dat un dar ca să-l facă acest lucru, dar mai degrabă aș putea să spun că vreau acest ce ți-a făcut pentru că ai tu un dar, orică vrea să fie, aici văd și o verighetă, poate are legătură, că vreau o relație cu tine pentru că de aceea poate pare acest drăgușor foarte supărat, foarte îndrăcit aici. Pentru că poate a făcut ceva ca să fie cu tine într-o relație, pentru acest dar al tău, pentru această stabilitate care și-o dorea cu tine și n-a ieșit, că tu ai mare credință, ai miracole, ai îngeri ăștia aici care te veghează, adică tu ai niște spirite, poate care ale bunicilor, strămoșilor, cine știe, care tu
Ei te veghează. E o conexiune puternică între tine și cei care au plecat din această viață. Poate ați fost foarte apropiați, poate au fost foarte credincioși. Și ei din lumea de dincolo te veghează cum ar veni și nu poate să aibă efectul care și-l dorește. Poate că ceva ai probleme. Poate te afectează pe sănătate. Deci, cumva, pentru că nu are reușita pe care și-o dorește, cumva îți afectează sănătatea. Pentru că îți creează un stres, îți creează o greutate, deci te văd într-un stres aici. Nu toată lumea poate rezona. Dacă rezonați cu ceea ce spun acum, înseamnă că deja știți unii dintre voi, intuiție, în sufletul vostru deja această situație, cumva o știți, o intuiți sau ați mai trecut prin ea. Cumva vă curățați, care ați mai trecut prin ea și ați avut niște probleme, cumva văd acum că se curăță. Pentru că sunt într-adevăr, poate că și țineți post, de aceea apare această credință puternică pe casă și pe lângă casă, vă duceți la biserică, parcă la două, trei, mai multe, deci nu vă duceți la aceeași biserică, parcă vă duceți la două, trei biserici, una mai mare, una mai mică, una poate fi și un schit undeva aici, pentru că văd că urcați undeva, urcați undeva. Dar și vremea să știți că o să aflați, uite, parcă ești ghidita mai pantera aici. Deci acum dacă vă duceți la biserică și vă rugați, țineți post pentru ceva anume, s-ar putea să se iște niște, să zic așa, niște... iese puțin, cum să zic, diavolul cumva o să se zbată el un pic să se... și o să aveți discuții, neînțelegeri poate cu cei dragi, poate... De aceea vă trebuie mai multă credință, poate să rezistați acestor atacuri, că pot fi atacuri directe, indirecte, vorbe, discuții, neînțelegeri, chiar pagubă, poate chiar să se strice ceva în casă sau chiar la servici văd aici o pagubă. Ca și aici în casă văd ceva care parcă se dărâmă, cade ceva, scade ceva, un raft, nu știu, ceva și se strică. Spre exemplu, poate fi și acest lucru, dar nu ține mult, se rezolvă, văd că ai o reușită, ai o realizare sau chiar spre binele tău. Într-un fel că da, ai niște semne. Ce aș putea să văd aici? Că aveți niște semne. Le-ați avut și le mai aveți. O să aveți semne. Acum sunt semne și pentru că ți-a făcut cineva ceva și începe să se rupă aceste legături și tu o să înțelegi cine ți-a făcut, ce ți-a făcut. Sau ai semne că ți se face, că ai niște simptome, că nu dormi, că ți-e rău, inexplicabil, că te ceri din senin cu cineva, că etc. Ți se întâmplă lucruri neobișnuite, neașteptate. Probabil că astea sunt, poate chiar și visele, că îți spun ceva, visezi în vise ceva, că te văd aici că nu dormi bine, nu dormi bine, te trezești așa ca și cum te-ai speria de zgomot sau de ceva, de ce visezi. Dar daruri, să știți că le veți avea daruri, dar, ce să zic, chinuite sau căpătați cumva frici, temeri sau dușmănii, văd aici, e mult stres. În afara casei pot fi aglomerații, pot fi persoane puțin care sunt așa într-o dificultate sau creează dificultate cuiva. Vă duceți la evenimente, multe evenimente, ce să zic, în aceste zile, 3 zile, probabil că vă duceți pe undeva la evenimente foarte importante, văd aici un înger frumos, să știți că aveți un înger frumos pe inimă. Deci în inima voastră vă curățați atât de bine energiile, parcă coboară Sfântul Duh la voi în inimă. Deci vă cercetează inima Sfântul Duh, să zic așa. Deci e o puternică energie în Universul Dumnezeu, să zic așa, cumva lucrează în aceste zile foarte puternic, dar pe mai multe părți, cel puțin pe două părți, cumva așa. Să știți că voi ați avut și vreți farmece pe căsătorie, pe verighetă, pe bani. Aveți două căsătorii, unii dintre voi, să știți. Deci soartă de 2 ori. Dar pe o soartă v-au fost făcute vreți farmece sau pe asta care nu aveți acum, dacă acum sunteți singuri și sunteți după un divorț și nu reușiți să vă găsiți pereche, este pentru că aveți niște vreți farmece. Pot fi făcute și de la fostul, fosta. Acum depinde. Că nu mai vrea să vă mai vadă bine. Sau poate fi altcineva care tot din preajma aceea, de când erați pe vremea, când erați, cumva vă cunoașteți imediat după sau în aceeași, tot cam în aceeași perioadă, e foarte mică, să zic, distanța între acestea persoane. Nu par din familie, nu mai sunt din familie sau nu par din familia voastră sau nu mai aveți relații cu aceste persoane, pentru că văd că e o distanțare între voi. Deci dacă ați fost cumva din familie, că pot fi și din familie.
aici la unii dintre voi, care are legătură poate cu cineva care nu mai este sau a făcut la cineva care nu mai este, ca și cum pot fi legături de mort, spre exemplu, îngropate la mort, la un mormânt, ți-a făcut cu piedică de mort, spre exemplu, ca să nu mai ai, să nu te mai poți căsători sau să nu te poți, să nu faci anumite lucruri, să nu ai succes sau să nu dai înainte, cine știe. Aici sunt niște legături urâte, că văd acest. Dar cumva se curăță acum, că parcă să dărâm acest, deci cu ea la vale acest mormânt cu cruce cu tot. Să zic așa, sau acea persoană se duce la vale, se duce la vale rău de tot, pentru că a făcut această cumpănă pentru tine, s-a făcut această cumpănă greutate, să nu ai noroc, să nu ai succes, să nu te măriți, sau să nu te însori, sau să nu fii bine văzut, să ai numai vrajbă, că aici văd multă vrajbă, dar se întoarce totul. Deci se întoarce, se dărâmă. Poate de aceea e aici această credință mare, să nu-ți pierzi credința, ca să îți apar și semne, cu alte cuvinte, ca să crezi și mai mult, și mai tare, pentru că probabil ai nevoie de această forță, putere, ca să se poate sparge. Dar dacă tu nu crezi, nu se sparg, să zic așa. Chiar dacă alte persoane vin, te curăță, se roagă pentru tine, tu ești cel care decizi cel mai mult, pentru că nu, divinitatea nu încalcă liberul arbitru. Divinitatea nu intervine dacă nu-i ceri, dacă nu te rogi în continuu pentru asta, dacă nu crezi în asta și nu faci ceea ce. Da, ai să știți că unii dintre voi, acum e lupta între bine și rău, că să ieși postul acesta mare al Crăciunului și se fac acum, urmează și la sfârșitul lunii. Că de asta am zis că până la 3, pe 3 zile sunt niște miracole aici, foarte mari miracole. Că se fac niște legături, se desfac și se fac pentru dragoste, pentru noroc, pentru căsătorie, pentru dușmănie, pentru cine știe ce e. Sfântul Andrei este cam cum a fost Halloween-ul, să zic așa, într-un fel sau altul. Care spiritele bune cu spiritele rele se curăță niște energii. Deci se curăță niște energii în aceste zile, că pot fi și influențele astrale, lunare, că iară văd niște alinieri. S-ar putea să aflați de niște evenimente importante, întâlniri importante pe societate care vor aduce niște schimbări mari și interesante și frumoase, dar și un blocaj totuși. S-ar putea să aflați ceva, iar aici pare undeva în afara casei, pare undeva unde sunt niște conflicte, niște dușmănii acolo. Acum sper să nu fie nici pe societate și nici în viața voastră, că la unii dintre voi aici pare fi și un blocaj în trafic, ca și cum e foarte mare aglomerație. La un moment dat o ambuscadă, o ambusculadă, să zic așa, pentru că parcă sunt mașinile unele în altele, așa să zic, cum le văd eu aici. Sunt două situații aici, cred că ține foarte, foarte mult de credință, să știți. Poate că ține foarte mult de puterea iertării, că credința, una pe de-o parte e bine să te și rogi, dar pe de altă parte e bine să și ierți, că dacă nu ierți și doar te rogi, nu ai, dar efectul nu se curăță. Cumva aici văd că e așa parcă zici că sunt suprapuse. Partea bună, poate veni miracolul, minunea, dacă crezi. Adică să nu se întâmple nimic, să fie totul doar totul ok. E o chestie de contratimp. Cum să zic? Zici că sunt niște timpi și parcă în ultima secundă reușești să eviți sau acea ultimă secundă care n-ai fost atent la ea sau n-ai avut credință sau așa, atunci face să intri exact în acea situație. Aici vine și din cauza orgoliului și mândriei. Orică intri într-o ceartă cu cineva în discuție, pentru că e o chestiune de orgoliu, de principii. Fiecare ține pe a sa. Și iese o discuție. Și mai se adună și alte persoane. Casa care asistă și unele mai intervin, unele nu. Aici văd așa, parcă se pune cât un văl pe ochi la vreo două, trei persoane, de nu mai văd nimic, văd negru în fața ochilor și nu mai țin cont de nicio părere și fac niște lucruri care aduc greutate, care aduc o ceartă, aduc o. Dar, pe de altă parte, văd că ar putea să nu se întâmple acest lucru pentru că ține de credință. Credința parcă zici că stă și așteaptă să zică, roagă-te, hai, zi că te gândești că e tot ok, gândește pozitiv sau ceva de acest gen, zici că piară și mâinile împreunate. Vă duceți undeva unde vă veți împreuna mâinile, poate chiar să vă rugați de cineva sau chiar la o biserică. Vă duceți undeva la vreo sfânt, la ceva, are vreo raclă de sfânt, ceva, că vă văd aici în fața unui altar, parcă să zici că e, sau oraclă, ceva așa, unde vă rugați și se poate produce un miracol. Dar la alții poate să fie că în urma rugăciunilor voastre, miracolul este că persoanele care v-au făcut rău s-ar putea să fie puțin într-o dificultate, într-o ceartă.
Aveți iar de-a face cu scorpion aici. Eu nu știu ce să zic cu acest scorpion, ce simbolizează pentru voi. Mai văd și această panteră. Pot fi niște simboluri aici, care țin și de afaceri. Rac, scorpion. Mai văd aici semne de apă, semne de pământ. Sau semnul chiar leului mai văd aici. Aici văd puțin, văd o balanță puțin înclinată. E o nedreptate aici sau aveți a face cu vreo balanță? Aflați de vreo chestiune, de vreo balanță? Poate fi și legat de un divorț la unii dintre voi sau de o moștenire, că vă văd aici față în față cu o persoană cu care nu vă înțelegeți. Contestați ceva. Orică vă vine vreo hotărâre și nu o contestați, orică cealaltă persoană contestă decizia și pentru că vă dă dreptul și... Cumva aici ce vrea se înclină și de aici cineva încearcă să încline dreptatea de partea sa într-un mod mai agresiv, într-un mod mai... Aici că văd și așa, e și din cauza orgoliului, mândriei, e și din cauza unei ambiții. O să aflați și de un doliu. Da, eu o cumpăn aici, să știți. De aceea poate pe casă joacă aici această credință, pentru că trebuie să vă curățați o karmă, unii dintre voi. La unii v-ați curățat-o sau e deja curată. N-ați avut o murdară. Karma din viețile anterioare sau karma din această viață? Că văd aici că are legătură și cu un capa. Mai văd și un fâ aici la voi, totuși supărat. Puteți aflați de cineva cu fâ că trece pentru o greutate. Aflați, sper să nu se întâmple iară ceva, vreo neplăcere așa, vreo să ia foc ceva, să se declanșeze ceva așa brusc aici. Că văd și aici, în afara casei, și văd și pe aici, pe undeva, aproape de voi. Auziți de ceva. Cineva în afara casei, puțin cam supărat, e cam amenințător aici. Aveți o amenințare totuși în afara casei. Aveți niște dușmani în afara casei. Sau vă duceți voi pe undeva unde sunt niște persoane dușmănoase ele. Poate că nu vă cunosc. Văd aici că poate fi și ceva necunoscut chiar, neprevăzut sau necunoscut. O haină de stat aici, în aceste zile, cumva discutați ceva, poate că am zis, pentru unii poate fi și încă din cauza unui proces, cu o haină de stat. Un copil aici, văd că aveți ceva de clarificat, poate pentru studii, pentru școală, pentru un copil, copilul vostru, sau poate sunteți voi care vă gândiți pentru viitor la copil, pentru școală, ce să faceți. Vă gândiți la niște drumuri, văd că vă gândiți să faceți niște drumuri undeva. Mai aflați iară niște secrete, foarte interesante secrete. Unul dintre secrete care îl aflați, întâmplător chiar, din discuții la două persoane, văd aici, e ca și cum voi nu sunteți, noi și nu vă cunoaște, nu vorbește cu voi, ca și cum ați fi undeva într-un restaurant, mă văd aici, sau, mă rog, undeva unde parcă stați undeva la o masă, la o terasă închisă, bă, ceva închis, nu deschis, sau un restaurant înăuntru, unde stați și auziți discuția. E un paravan între voi și celelalte persoane, dar voi auziți ceva. Acest ceva care vă auziți voi vă dă o idee, vă dă o soluție. Sau e un secret care vă prinde vouă bine. Văd că vă umpleți un gol, care aveți, voi ați avut un mare gol și din acel mare gol poate deveni mai mic, se micșorează. Umpleți și pe al doilea golul, umpleți, dar pe al doilea, totuși, după ce treceți de o cumpănă, de o mică teamă, de o mică... Iar aflați ceva de aici, iar... Sper să nu fie iar cu călătorile aeriene, ceva, văd un avion, ceva puțin cam... dronă, ceva, iară, ceva aici, aflați de ce, ceva, niște... Iar se descoperă ceva, apar niște chestii care țin și de tehnologie, niște descoperiri în aceste 3 zile. Se găsesc niște soluții, dar uite și aici, nou, niște cătușe. O să aflați de persoane care au probleme cu legea, pe mai multe zone, mai multe zone, deci, o, Doamne, câte sunt. Deci, o să aflați, deci, probabil pe multe zone, pe multe părți ale lumii, cine știe pe unde sunteți voi. Văd multe, 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 multe grupulețe, grupulețe, de cât 3, 4, 5, 6, 7, la unele sunt mai multe, la altele sunt mai puține. Parcă nu așa este, sau sunt, ceva se întâmplă, nu știu ce să zic, că e, nu e de prea de... Deci pe inima voastră, văd că aveți așa o teamă, parcă vă... Dar aveți și un dușmanul ăsta aici, că de aceea e dificil, e o citire generală, bineînțeles, dar cam asta e din ce văd. O să văd ce mai... În orice caz să știți că veți avea
Adică soluții, noroc, ce să zic, nu e că vă afectează, eu nu văd că ar veni, aici cum ar veni, zice, s-ar putea să ți se întâmple, dar ai norocul că ești credincios, ai norocul că, cum ar veni, ai norocul că ai generator, vine să ia curentul, dar tu ai generator de rezervă și nu rămâi fără lumină, nu? Cam așa ceva, adică se întâmplă niște lucruri, dar nu te afectează. Pe unii îi afectează care nu sunt pregătiți, care n-au credință, care n-au înțelepciune sau care n-au intuiție sau care n-au un prieten bun. Acum depinde și pe unde vă aflați, cu cine vă aflați, că e aflați și de vreo nuntă, să știți voi. Nu că se căsătoresc acum, în weekend, dar aflați de vreo nuntă ceva. Poate fi o nuntă, o căsătorie civilă sau depinde și de religie. În orice caz că văd aici o mireasă. O reușită, dar ce să zic, vă vin niște vești bune totuși. Iar mă uit aici că aveți acest înger, ce frumos e el. Și e și aici pe casă, deci că sunt porumbei păcii, deci că sunt împăcați cu cineva. Aveți un miracol, aveți vreo minune, se naște vreun copil, poate fi și acest lucru aici. Miracolul acesta la voi poate veni și de un copil, că de aceea vă gândiți voi aici deja pentru viitorul copilului ceva. Ca și cum vă faceți din timp niște programări, niște chestii. Deci, iară 30 aici, importantă e această zi, poate că de aceea apare aul acesta, că aveți, dar aveți și zodia vărsător, văd aici, aveți și zodia geme în balanță, taur, berbec sau capricorn, mai văd aici, săgetător. Săgetătorii sunteți puțin așa într-un stres, zici că sunteți stresați. Ori sunteți voi stresați că aveți multă treabă, ori aveți niște dușman, dar ca la un moment dat să zic, știți cum sunteți? Zici că vă așezați undeva și vă opriți în mijlocul unui stres, să zic așa. Vă opriți, meditați, reflectați și brusc vă vine vreo idee și vă ridicați, știi cum, de săriți, parcă ziceți că aveți arcuri. Așa săriți în sus, așa depășiți problemele. Ziceți că vă luați imediat, vă cresc aripi, zici că, ce să zic, depășiți problemele în orice caz. Mai vedem ce spun și cărțile. Pentru zodiile de foc, de pământ, de apă, de aer. Și asta cu zodiile de foc. Zodia berbec, un drum, foarte un rol important pentru voi. Vedem pentru zodia berbec, leu săgetător, zodiile de foc. Vedem așadar zodiile de foc, berbec, leu săgetător. Pentru casă, pentru dragoste, pentru drum, pentru serviciu, surpriză. Drumul, un drum cu un bărbat, un prieten, cineva vă gândește drumurile sau vă întâlniți cu această persoană, aveți un prieten bun, o relație de suflet cu cineva, pentru casă, în casă, o familie, cu dragoste, cu bucurie, cu vorbe bune. Sunteți iubiți, aveți un cuplu aici care vă iubește, vă sunteți într-o prietenie, o haină de stat, văd aici, persoane care vă invită pe undeva sau aveți voi vreun eveniment, ceva. Vă întâlniți cu niște persoane. În dragoste, sunteți iubiți, aveți vești, daruri, primiți cadouri, vă vin vești din străinătate, daruri din străinătate. Iubirea, sunteți într-o dragoste cu cineva sau sunteți voi care sunteți, vă iubiți pe voi. Aveți vești de un nou proiect, vă vin noutăți. Poate și de nașterea unui copil, la unii dintre voi, poate să fie și minunea aceasta care vine printr-un copil, printr-o sarcină, printr-o persoană care vă iubește, poate fi și din străinătate, sau vă invită să vă duceți voi în străinătate, cineva care vă iubește. În dragoste, în drumurile voastre, puteți avea totuși o rezolvare. Aveți o cumpănă puțin, care poate veni din cauza sănătății sau unei persoane din semn de pământ care are ea o problemă, dar o rezolvați până la urmă. În drumurile la servici, reușită, hotărât, lume multă, vă duceți pe la un eveniment, aveți niște discuții, niște întâlniri, niște clarificări și surpriză, un chef, o petrecere, aveți un eveniment, o nuntă, ceva, că aveți deja pe casă aici o familie care poate se căsătoresc, poate fi o familie de tineri căsătoriți care poate vine un copil sau poate că aveți voi vreun eveniment în familie. Văd aici cu bucurie, deci cu dar, cu bucurie, cu reușită, cu realizare în 3 zile, cu petrecere. Vă împliniți niște vise, aveți niște miracole, deci aici chiar aveți niște miracole care vin printr-un ajutor, sprijin, printr-un dar mare, printr-o iubire puternică sau chiar divinitatea. Chiar divinitatea vă iubește. Haideți să vedem și pentru semnele de pământ, aur, fecioară, capricorn, următoarele 3 zile, cu ce ne mulțumim.
Bucurii, vorbe sau chiar vă gândiți să vă duceți la medic să vă rezolvați o problemă de sănătate sau aveți ceva de rezolvat cu haine de stat și se rezolvă pe casă în casă. Vezi și darul pentru voi ca bărbat sau tot pentru un bărbat cu haine de stat sau cu semn de pământ. Vă văd aici cu vești, cu o scrisoare, cu un telefon, cu o întâlnire, cu un cadou. În dragoste, lume, multe evenimente, discuții, întâlniri, prietenii. În drumurile voastre o mare reușită, un eveniment foarte important, un miracol, exact ce spuneam și prin cafea ce am văzut, deci aveți niște miracole aici, în oameni cu funcție, poate chiar un miracol, un împăcare aici poate fi, sau un parteneriat, un contract. În schimb, pe servici puteți afla într-adevăr la servici de cineva care intră într-o cumpănă, poate și din cauza sănătății aici, poate cineva are o problemă de sănătate, un ghinion sau o răutate a cuiva din cauza unei așternute aici, poate că aveți... Aflați de cineva la servici care are probleme din cauza unei persoane așternutul, că o persoană nu-l mai vrea. Aici poate fi. Ori aflați de cineva, ori cineva încearcă să vă facă vreo pagubă la servici dintr-o ambiție, dintr-o răutate. Dar aveți bucurii, rezolvare pe energie, poate dacă vă preocupă acest lucru, daruri, ajutor, sprijin, rezolvări noi, inițiative, ceva nou începeți. Vă ca doamnă că aveți o întâlnire plăcută, un cadou, un dar sau... rezolvați ceva legat de niște servicii. Cineva vă face un serviciu. Haideți să vedem și pentru semnele de apă, rac, scorpion, pești. Vești, daruri. O familie, dacă vă rog, important, sau voi ca bărbat și cineva în semn de pământ sau poate că și legat de sănătate, vă rezolvați o problemă. Pentru casă în casă. Aici e puțin, sunt niște probleme pe casă în casă, poate și dintr-un dar sau dintr-un stres de ceva. Aveți aici așa puțină o tristețe, poate, care ține și din cauza cuiva care poate nu mai este cu voi, poate din cauza unei singurătăți sau și din cauza unei, că așteptați ceva și nu se mai împlinește, dar vă trebuie mai multă credință că se împlinește, dacă aveți credință. Dacă altfel, dacă nu aveți, puteți avea, ori aveți aici o tristețe, poate să fie și că sunteți cumva într-o separare. Că văd că ori e cineva bolnav, ori e problema, aveți o pagubă, ceva care ține și de o persoană care îi place viața, apare aici o persoană care ori face ea niște servicii păguboase, ori apare, văd, o pagubă, o neînțelegere în dragoste din cauza unei femei din semn de aer, poate, sau o persoană rea, invidioasă, poate fi aici, o despărțire chiar. În drumurile voastre, reușită, vești bune, bucurii, poate și printr-un bărbat din semn de foc, un copil sau tată cu copil, aici vă văd cu niște bucurii undeva la drum întemeiate. În servici aveți reușite realizări, poate și prin oameni cu funcție, poate și pe sănătate. Aveți niște vești, niște acte, un contract, o noutate, niște întâlniri importante, poate, și pe surpriză un cuplu care vă aduc vești bune, bucurii, sau aflați de un cuplu care se îndrăgostesc, să zic așa, sunt foarte atrași unul de altul aici, sau poate și o situație de o persoană care lucrează în sănătate, care va aduce niște vești. Haideți să vedem și pentru semnele de aer, cel în balanță vărsător, ce aveți în casă, în dragoste, în serviciu, surpriză. Aflați de vândolul de ceva, de o cumpără puțin, pentru că aveți o problemă, aveți o greutate, un stres, ceva, o neliniște, o inimă rea, o inimă grea, să zic așa. Pe casă, în casă, în schimb, aveți bucurie, aflați de bucurii, de vești bune, de noutățile legate de o persoană într-un semn de foc. Sau de nașterea unui copil, chiar poate fi aici, pentru voi, în casă, în casă, aveți reușite realizări. În dragoste, în schimb, puteți avea într-adevăr o cumpănă care ține poate și de un dar, un stres aici și din cauza unui bărbat din semn de pământ, semn de foc, neînțelegeri din cauza lor și puteți avea și voi poate o neplăcere sau cumva aveți din cauza, aveți un dar poate și în urma unei neînțelegeri cu cineva, poate și acest lucru se poate întâmpla când doi cu se spune de cearta ți le câștigă. În drumurile voastre vești, întâlniri, poate cu copii, vă duceți pe undeva sau vin vești, noutăți, apar poate chiar noi inveții sau competiții sportive, creativitate, văd aici, daruri reușite.
La serviciu, în schimb, poate apărea o ceartă, un scandal sau chiar s-a aflat de vreun doliu, de vreun incident, ceva, o aglomerație, ceva care poate ieși cu o discuție, ca cum ieșise și în cărți, dar, în cafea de altfel. Iar surpriza poate fi totuși o întâlnire frumoasă în dragoste cu un bărbat din semn de apă sau aveți pe cineva care îi e foarte bun prieten sau un cuplu. Un cuplu la drumul de seară vă invită pe undeva, vă duceți pe undeva, vă întâlniți cu cineva, aveți niște reușite sau veți afla de un cuplu care se iubesc. Acestea fiind spuse, eu sper că ce-am văzut de bine să fie de bine. Vă mulțumesc că ați văzut acest video. La revedere, să iubiți și să fiți iubiți.